Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99. Deci nu vine să cred că o să vă spun chestia asta, dar am făcut ceva foarte important pe jocul acesta și am ajuns în top global 100 cu clanul. Avem 703 milioane de gems donate în clan și dacă ne ducem la top clans, ne ducem aici jos de tot, la 99 aici suntem noi top global 100 în jocul acesta cu un clan român. Nu prea sunt multe clanuri române și noi am ajuns cumva să facem top 100. Deci chestia asta e impresionantă. Sunt foarte mândru de voi, de toate persoanele care au fost în clan, care au donat și o să mă uit acum la fiecare să vă spun cât de mult vă mulțumesc pentru că ați participat și am reușit să facem 703 milioane de gems donate. Deci nu vine să cred că suntem top 99. Acum o să încercăm să urcăm cât mai sus, da? Cum sunt ăștia, 24-7, ei dau grind să facă gemul și să se joace. Noi suntem 75-75, ăștia sunt 18 din 18 și 706 milioane donate, deci îți dai seama cât de bun sunt ei, dar o să încercăm să facem cât mai mult. Și de data asta încerc și o să mă duc pe la 95 pentru că avem 30 de milioane de gems, o să donez și eu imediat, dar mai întâi vreau să le mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc lui Fafi pentru că a donat foarte mult, lui Cocolino, la Scufița Roșie, la Raul la Cristian Bos. Deci Cristian Bos a venit odată la clan, a donat 62.7 milioane la clan. Deci orice donație, indiferent de cât de mică sau cât de mare este, contează, pentru că se adună. Acum, dacă cineva donează un milion de gems. Facem 704 milioane, da? Și asta contează, pentru că mai trebuie încă două după și depășim pe ăștia. Și după ajungem la 98, după 97 și tot așa, da? Mulțumesc foarte mult, Leo, Paul6, Arhabum. O să vă citesc numele de cum sunteți teți clan, ca, așa, ca să zic. Că nu pot să zic Arhabum și după să zic Mockingbird. Pentru că nu are relevanță ce e pe YouTube cu clanul. Așa că mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, Dinu. 42 de milioane, 53 de milioane. 56 de milioane, 62 de milioane donate la clan, da? Chestia asta e o donație, nu au primit nimica pentru a dona. Au donat că vrea să facă scăvor, să facă ca clanul să intre cât mai mult în top, da? Avem și pe Mati cu 30 de milioane, pe Marian cu 25 de milioane, pe Andrei cu 18 de milioane, mulțumim foarte mult, Stumble Guys, Mortali, 14 de milioane, Turkey Friends, 13 de milioane, Karma David, 12 milioane donații Fortnite, 12 milioane, Petru Bos, Antonio, Vladimir, uh, aici zic direct Armisol, FNSABB, mulțumesc foarte mult, David Gamer, îmi place rău dacă nu pot să vă zic numele corect la toți, dar n-am ce să zic, bine, David Gamer e ușor să-ți mulțumesc, Vlad e ușor să-ți mulțumesc, dar aici Ffâină de Ninja, deja zic direct Ninja, 7 milioane donații, mulțumesc foarte mult, Beaconman, 34, 35, 6 milioane donații, Gigi, 5 milioane donații. Dogion Rain 5 milioane donații. Bordane respect maxim 5 milioane donații. Cătălin 5 milioane donații. Ara, Arabul Rom 5 milioane donații. Truf, David, Râncăcios, Daniel, Robert, Andrei, Q Tata, Robert, Trai David, Regele David, Vali, Liza Lectura, Vlad Gamer, King of Top L, Adit. Uh, if, da, înțelegi tu acum numele, deci bun sens foarte multe Teo. Deci acum este uh, foarte, foarte multe donații de 5 milioane și mulțumim pentru că ați donat. Geo, 5 milioane, Citine, Gabi Șeful, Vlad, Barcaura, Aura, Marius, Snowy, bine, Marius e Pavel, mulțumim foarte mult de donații, Pavel, le respect maxim. Snowy, Tigrul, Liviu, Marius, Rafael, WWW, aici clar e doar W, deci îți dai seama că nu pot să zic altfel numele. Beast Boy, SpongeBob, Mustea Justin, Musca Vegană, Rareș, Sorry, Robert, Select, uh, Pringlesman, adică zic direct Pringlesman, că n-am cum să zic numele ăsta. Leon Sim, Andrei, Carol, Alexandru, Lupi și RRS. Mulțumim foarte mult de donații, orice contează, a zona foarte, foarte mult și datorită vă, datorită fiecărui membru care sunteți în clan, vă mulțumim pentru că am reușit să facem un clan de pe simulator în top. Important e că suntem români și am făcut chestia asta, da? Sunt foarte mulți englezi care au topuri în clan, adică nu sunt toți englezi, mai sunt și Germania. Bine, uite, vezi, America, America, mai sunt o grămadă de clanuri diferite, dar noi suntem români și am făcut chestia asta. Mai sunt încă doi români, o să ne uităm imediat, dar vreau să mă să duc să-mi duc peturile în zona 124 de 24, ca să le lăsăm afeca cu autofarm, să facem cât mai multe iteme. Bine, acum nu știu glicuite, glicuit serverul sau jocul, pentru că ce puține iteme sunt aici, nici măcar nu se duc până aici, stai în pica. așa. Deci trebuie să schimb serverul, că e puțin glicuit, dar asta nu ne interesează. Acum avem un clan în global. Chestia asta e super impresionantă. Mai sunt încă două clanuri, da? Asta este The Only Winners. Mai avem clan de România aici. 74 din 75 au 68 de milioane donate. Și ok, momentan, deci mai este un clan și mai este încă unul, Leu. Mai este Leu. Leu a fost la un moment dat mai bun decât noi, dar acum nu o să ajungă niciodată mai bun decât noi, la 700 de milioane cu 20 de milioane. Bine, nu e important cine mai... cine Cine e mai bun, știi? Important e că românian în Team Power, deci ei sunt români veritabili și susțin România și suntem aici încercând să facem cât mai bine. Au 9000 de puncte, da? Ultimul aici la clanul, poate ei nu sunt la diamante, dar poate să la puncte cu 9000. Din păcate stă aproape cu 9000, dar nu au reușit să facă, dar sper, -o să, sper că o să, ajungă aici la points. Îl data viitoare când o să fie clanul Wargu, o să încercăm și noi să ajungem în top, uh o să încercăm și noi să ajungem în top 100, știi? Adică acum la diamante suntem în top 100 și încă mi-am amintesc când eram la început de tot cu clanul, când abia am reușit să facem 100 de milioane gems ca să facem level 5. Level 5 maxim la clan level este 105 milioane și a fost foarte greu să ajungem acolo, dar am reușit într-un final datorită la pafi și la Coco. Au vândut foarte mult și am făcut la clan. Acum chiar le mulțumesc tuturor membrilor din clan, deci nu vine să cred. Aici Scufița Roșie a fost prima persoană din clan care a donat 7 milioane. Încă mi amintesc pe vremea aia 7 milioane de gems când s-a apucat prima dată de jocul ăsta era extrem de mult. 7 milioane de gems la început ar fi echivalentul cu vreo 140 de milioane acum. Atât de mult și atât de important au fost acele 7 milioane de început la clan. Acum o să donez și eu niște gemuri, ne ducem aici la clan, donăm și noi cele mai multe gemuri, 25 maxim. Dacă pun 30 de milioane, nu mă lasă, uite, scrie aici, 25 de milioane pentru o singură dată. O să donez și o 25 de milioane. Ajungem la 728 de milioane donate în clan. Da? Stai că o să se pună, momentan nu cred că s-a pus așa direct. Și mai vreau să mai donez încă 2 milioane și avem 730 de milioane donate fix. Avem 62 de milioane donate, de la 30 și ceva, chiar e mult să donez atât, sincer chiar e mult, dar vreau să donez pentru că este super important. Și chiar ajută extrem de mult clanul. Vrem să ajucăm cât mai sus. Acum dacă ar fi așa, ajungem pe locul 795. Ajungem pe locul 95. Dacă mai donești asta 3 milioane, ajungem pe 94. Să puțin donăm. Mai dăm aici 3 milioane. Și am donat 65 de milioane cu 733 de milioane donate, da? Momentan, doar momentan, Pafi, Christ este 77.1 milioane donate, dar o să cercăm să-l depășim. Poate donăm mai mult acum că ne permitem puțin. Avem echipă full de hugeuri. e extrem de bine chestia asta, avem huge. Și datorită la scufița roșie am făcut rost de un huge nou. Avem huge ninja axelot cu semnătură, da? Chestia asta e super important. avem încă unul cu semnătură cu Huge Cupcake, să vedem dacă mai putem pune ceva pe, pe huge-uri nu, momentan toate huge-urile au charmul, putem să activăm și ultimata, avem totul, jocul ăsta e incredibil, nu vine să cred că am făcut atât de multe puncte. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe joc, pentru clan, pentru live-uri, pentru tot. Chiar apreciez enorm de mult, dar nu vine să cred că suntem aici în top clans. Dacă s-ar actualiza asta mai rapid, mai, rapid, să fim și noi pe aici pe la 94, ar fi perfect. Acum nu mai am gem, stai să colectez astea 12. Pen le colectăm, mai facem aici câteva gemuri, să hai să vedem câte gemuri facem din toate astea. Cred că daily-urile astea, free gifts-urile, dau foarte puține, dar sunt foarte multe gemuri pentru începători. 356 ca și uitați câte iteme primim. Deci sunt o grămadă de iteme din farm, după le vindem, cumpărăm alte chestii, deci chiar e important să adună, știi? Momentan asta este loadout pe care îl folosim. Mi-ar plăcea să fie diferit, dar uite cât costă cartea asta dacă ar fi nu la mailbox. Aici ce este la mailbox? Bună, îmi poți da ceva, te rog frumos? Dacă nu spui ce să-ți dau, eu chiar nu știu ce să-ți dau. Să nu spuneți, îmi dai și mie ceva. Dacă îmi spui ce ai tu nevoie, eu o să-ți dau. Uite, cel mai bun pentru mine e Treasure Hunter, că vă dă iteme și puteți să folosiți itemele sau puteți să le vindeți. Asta e ceva foarte bun și dacă vrei te ajută, dacă nu, nu. Tu poate vrei gen de criticală sau vrei de altceva. Eu nu știu chestia asta că nu mi-ai specificat, dar îți dau și eu ceva din ce pot. Din ceea ce cred eu că e cel mai bine. Cartea asta costă 305 milioane. La un moment dat o să fie mai ieftină, deci o să fie puțin mai ieftină, nu știu când, momentan e inflația foarte mare. Zai dai seama că e inflația mare? Cum îți dai seama că e inflația mare acum? Te duci aici, te duci la Enchant, cauți aici Lucky Block, una dintre cele mai proaste cărți posibile să le ai, Lucky Block-ul, 34 de milioane da, de la 20 de milioane, să zicem, bă, 20 de milioane, bine, da, e rară, că e exclusivă, dar 34 de milioane pentru una dintre cele mai proaste cărți, nu, și masiv la fel, masiv e mai ok, masiv, uh, 25 de milioane, costă extrem de mult, asta ar fi 15 milioane și la Block ar trebui să fie vreo 20 de milioane, da? Atât, îți dai seama că e inflația dacă te duci să cauți cărțile de genul. Deci, momentan, totul e bun și un huge acum mai mult. Uite, Happy Rock, e 19 milioane. Să zicem dacă stă pe la 19 milioane, dar toate o să crească în continuu și în continuu și în continuu. Asta este mai scumpă decât Huge Up Computer. Computerele sunt 1 milioane. Stai că scrie fix aici. Asta le câștigi din Happy Rock Event în pe Simulator X. Acum doar din trading. Asta nu o să mai fie niciodată. Și sunt 777 de milioane. Da, nu de de sute de mii, de sute de mii, nu de milioane 777 de sute de mii pentru că unele au fost șterse sau nu au fost transferate dar în jocul acesta nu poți să ștergi peturi deci te uiți aici, orice petai nu poți să-l ștergi, asta e partea bună că lumea chiar vinde nu avem niciun chest mimic, nu? chest mimic e singur semnat care este în acest mimic, costă puțin, dar semnătura îl face puțin mai valoros. Semnăturile sunt cât de cât ok, dar nu sunt cine știe ce. Eu le colectez pentru că vreau să fac un episod la un moment dat cu semnături, dar acum e foarte greu să găsești semnăturile în primul rând și foarte greu să le cumperi, pentru că lumea chiar le vinde pe mult mai mult. Bine, de obicei e ok, că de obicei le vând lumea cu 3-4 milioane, 3-4 milioane extra e ok, dacă ar fi așa. 3-4 milioane de gems e foarte mult, adică îți să seama, uite cât de greu se face. Bine, se face de relativ ok. Mai avem și o grămadă de, stai să vedem, mai avem un uh, charmstone, da, avem doar unul. Și ne-a dat royalty, wow, ne-a dat bonus charm mai avem și alte de astea. Dacă ai fi să le deschizi pe astea, ați face o grămadă de gemuri și cred că aș mai putea dona la clan dacă ai fi așa. Trebuie să le deschizi și după facem chestia asta. Stai că am mai deschis un charmstone și ne-a dat un agility de data aceasta. Nu, nu sunt bune. Agility nu, dar bonus, da, chiar bonus e bun. 733 de milioane de gems donate și s-a actualizat, nu știu când se actualizează, dar o să fim top 95. Dacă vă duceți aici la top clans, vă duceți jos de tot, puteți să vedeți clanul în top 100. Mulțumim foarte mult pentru donații, mulțumim că sunteți aici și ne vedem data viitoare la alt episod de Clash of Clans. Nu glumesc, alt episod de pe simulator 99.